Încă de anul trecut, la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a apărut internarea de cel mult 12 ore, interval în care pot fi tratați de pildă cei care suferă de mai multe boli. Și cum fondurile de la Casa de Asigurări de Sănătate sunt nelimitate, managerul unității spitalicești Tiberiu Tătaru speră să aibă o creștere a indicatorilor. Spitalizarea de zi în ultima perioadă a devenit din ce în ce mai solicitată. Dacă la început, acum un an și ceva când am pornit-o, numărul de consultații era de una, două pe zi, iată că acum, la un an și ceva de când am inaugurat-o, am atins performanța de a avea câteva zeci de pacienți zilnic. Acolo se fac mai multe examinări paraclinice, se fac analize, ecografii, se fac EKG, monitorizăm funcțiile vitale și așa mai departe. La spitalizarea de zi, în principiu, nu există plafon în ceea ce privește contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din acest motiv și încurajăm în permanență atât pacienții cât și personalul medical să folosească spitalizarea de zi la nivelul maxim, pentru că aceasta, pe de o parte, cum am spus, este bună, benefică pentru pacient, că pierde mai puțin timp, și pe de altă parte și pentru bugetul spitalului. De la începutul anului și până în prezent, aproximativ 2000 de pacienți au fost internați pentru o zi în diferite secții. Oamenii își fac tratamentul și pleacă dacă nu au alte complicații. De la 1 ianuarie până în prezent avem deja 1186 de pacienți, ceea ce noi considerăm că a fost o progresie aritmetică, o progresie lunară a numărului de pacienți, asta ducându-ne cu gândul la ideea că, pe de o parte, spitalul are o bună politică din punct de vedere informațional asupra pacienților, astfel încât aceștia au aflat că avem spitalizare de zi și vin în număr cât mai mare, din ce în ce mai mare, să apeleze la aceste servicii. Și din al doilea punct de vedere, am reușit să schimbăm mentalitatea salariaților noștri, care trebuie să o recunoaștem, că inițial era oarecum deficitară în ceea ce privește compartimentul de spitalizare de zi. Spitalizarea de zi este prevăzută cu 69 de paturi și este un serviciu de care pot beneficia toți pacienții asigurați care necesită investigații amănunțite pentru diagnosticarea unei afecțiuni.